România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Chiar la această oră coaliția de guvernare este în fierbere și trece de fapt prin primul său obstacol major, pentru că această struțocămilă ideologică a ajuns la acel punct nodal al principiilor lor, atâtea au, în care, în care se bat cap în cap. Mai pe românește, am ajuns la fundul sacului și imediat se leagă și funia de par, o să vedeți, și nu prea mai avem soluții să găsim bani să funcționeze țara asta. România cheltuie enorm de mult față de posibilitățile sale și se împrumută astăzi la dobânzi astronomice. Uriașul aparat de stat ne ia toate resursele, iar soluția salvatoare propusă de PSD în ultimele zile este o supraimpozitare a marilor companii. Că îi spune taxă de solidaritate sau contribuție pentru educație și sănătate, tot dracul ăla e. E o taxă a cărei valoare nu o știm încă și care va fi aplicată pe cifra de afaceri. Vorbim de companii care trec de 100 de milioane de euro. Cele despre care domnul Ciolacu spune că s-au îmbăgățit în pandemie. Valoarea taxei ar putea merge de la 0,2 la 1%, s-au pronunțat mai multe cifre. Domnul Ciolacu, președintele PSD, l-a reevaluat cu ocazia asta și pe Marx și a hotărât că de acum înainte capitalul va fi impozitat mai tare decât munca. Adică spune el așa că până acum taxele pe muncă au fost mari, iar companiile nu au trebuit să plătească foarte mult pe cifra lor de afaceri. Înseamnă asta însă că vor scădea taxele pe muncă? Evident că nu. Pentru că domnul Ciolacu nu propune asta nicio secundă. PSD propune doar un impozit pe venit de 0%, dar nicio secundă nu scade taxarea pe muncă. Și nu 0% pentru toată lumea, ci doar la cei care câștigă sub 4.500 de lei brut pe lună. Cine trece de suma asta plătește taxele ca și până acum. Nu vă luați după minciuna că vor fi taxați suplimentar bugetarii cu salarii mari, pentru că asta este imposibil și neconstituțional. Și nici că vor fi impozitate pensiile speciale, pentru că și asta trebuie să treacă de CCR. Deci, adevărul gol-goluț este că PSD vrea doar banii de la multinaționale și cam atât. Restul este un sofism, să-i spunem așa. Sau, dacă vreți, o încercare de momire a electoratului. Ce vă interesează? De ce vă supără pe voi banii ălora? Că primiți și voi ceva. Aceeași bănuială o am legată și de plafonarea prețului benzinei, dar despre asta mai discutăm. Doar că o astfel de măsură se va regăsi tot în buzunarele noastre. Orice taxă în plus va fi pusă de companii în prețuri într-o perioadă de inflație. Nu există cadouri, așa funcționează lumea. Pe de altă parte, o astfel de măsură este frecție la picior de lemn dacă tu strângi bani doar ca să plătești pensii și salarii. Garantează această taxă sau scutirile de taxă o mai bună dezvoltare? Garantează că Moldova va avea autostradă sau că reușim să o facem pe cea de la Sibiu? Și încă ceva înainte de această dezbatere, ca să fie totul echilibrat. Companiile multinaționale și aceste mari companii nu sunt îngeri. Ele aduc prosperitate și reguli, dar în multe situații profitul lor este mai mic pentru că e înstrăinat. Pe contracte de management, pe contracte de consultanță, și atunci aceste companii, la rândule, trebuie să se întrebe dacă sunt oneste față de cetățenii acestei țări în care își produc profiturile. 0372069599, îl repet, sunați-ne de peste tot din țară, 0372069599, sunteți de acord cu taxarea suplimentară a marilor companii? Pot fi crescute taxele într-o perioadă de criză, dar pot fi reduse taxele pentru cei care câștigă sub 4.500 de lei brut? Încă o dată, telefonul nostru este 0372069599. Suntem și pe Facebook la Europa FM, iar România în direct de astăzi este deschisă de Mihai. Salutare, bine ai venit la noi! Bună ziua! Salutări și ziție și ascultătorilor voștri! Eu aș începe referitor la minciunea aia cu scăderea taxelor pe muncă. Toată lumea zice că e 10%. Real, nu sunt 10% taxați. Ar trebui să înceapă legat de acest sistem de taxare.
toată lumea uită acel impozit pe sănătate, acel impozit pe, mai știu ce, da, pe, pentru cartea de muncă, pensia. Da, toate acestea, indiferent de salariu, cresc. Chiar dacă 50% care sunt impozitul pe muncă efectiv, nu înseamnă nici măcar jumătate cât înseamnă celelalte. De asta zic că ai un impozit pe venit și este cel mai mic dintre toate. Noi plătim cei mai mulți bani în taxarea pe sănătate și, mă rog, taxarea pentru pensii și alte sisteme sociale. Supraevaluată. Da. Taxare care, din punctul meu de vedere, consider că este supraevaluată. La ce se oferă, de fapt. Da. Așa. Și iarăși, cum se face diferența între cineva care se duce la spital și care plătește pentru 100 de milioane versus cineva care... Mă rog, 100 de milioane ai salariu și plătește automat mai mult pentru sănătate versus cineva care câștigă 50 de milioane și plătește jumătate. Nu mi se pare, în primul rând, chestia asta corectă, diferențierea asta față de sistemul de sănătate. Ok, la pensie să zic că înțeleg că va avea pensie mai mare, dacă o va mai avea. În zilele noastre spui și această problemă. Dar, dincolo de asta, la chestiunea de fond, oamenii zic așa, domnule, nu o să mai taxăm pe cine câștigă sub 4.500 de lei, mergem către 0%, uite, în schimb, taxăm multinaționalele sau alte companii. Aici ești de acord sau împotrivă? Aceasta, nu avem specialiști care să poată să controleze într-adevăr, cu adevărat, acest lucru. Întotdeauna se vor găsi soluții fiscale. Marele companii au juriști extrem de bine pregătiți, extrem de bine pătiți, care o să bată la fund statul român din orice poziție. Mă scuzați de exprimare. Da, sunt de acord cu asta, dar... Deci ăsta înseamnă un da, adică ești de acord, da. Mie așa mi se pare. Da, dar sunt de acord în momentul în care se va putea face ceva inteligent. Nu doar să aruncăm cu vorbe, că facem sau că dregem. Chestii care nu au aplicabilitate la ora actuală. Asta nu e o vorbă. Oamenii ăștia pot să pună 1% pe taxele acestor companii și să le ia bani. Deci chiar și nu e vorbă. Și vor mări exportul de capital aceste companii. Vor găsi o soluție ca acel 1%, sau cum a spus dumneavoastră, îl vor pune tot în cârca noastră. Deci, practic, ne cresc nouă costurile, cu cel puțin 1%. Dar tocmai ți-au scăzut taxele dacă câștigi sub 4.500 de lei. Ce înseamnă 4 milioane raportat... la cât se plătește la cei 15 seară și toată lumea uită de acel TVA, când practic eu ca cetățean care îmi plătesc impozite pentru un salariu, zic că am 10% impozitul pe salariu, 15% sănătatea și încă parcă 25% pensia. Nu mai știu exact la pensie cât este, aproximativ. Da? Dar la toate astea se mai adaugă acel 25% TVA. Îți mulțumesc tare mult. Da, la toate se adaugă. Dar fiți atenți că aici e și o chestiune de echilibru. Da, într-adevăr, marile companii vor găsi întotdeauna modalități să își ascundă banii, să iasă, să mărească prețurile, să nu iasă în pierdere. Dar și statele oferă același tip de echilibru, adică pot să le ofere mecanisme prin care să ajungem la o înțelegere, cum s-ar spune. E important ca o parte din banii ăștia să mai rămână și în România. Cristian, salutare, bine ai venit! Te salut pe tine și ascultătorii tăi. Din câte observ, Marcel Ciolacu ar face orice, numai reformă bugetară nu. În plină criză, că e inflație în toată Europa, în toată lumea. Cred că e singura țară civilizată care anunță majorări de salarii pe sectorul bugetar. În schimb, vine la televizor și spune, lasă că o să iau de la grași ăștia milionari și o să vă dau vouă celor care sunt săraci și slabi de atâta muncă. Răvală. Într-o companie multinațională, întotdeauna cele mai mari, sau să zic așa, cea mai mare pondere, o au investițiile dintr-un buget. Adică tu nu poți să vii și să spui că se duc banii pe tot felul de contracte, de consultanță. Asta cred că a fost la un moment dat, s-a descoperit așa ceva, probabil un milion, două, trei milioane de euro care erau într-un contract de consultanță și păreau suspect, probabil într-o companie multinațională cu sute de milioane cifre de afaceri. Nu acolo se pierd banii. Banii se pierd pentru că statul nu e în stare să colecteze, banii se pierd pentru că nu e în stare să se reformeze. Avem atât de multe instituții că eu cred că îți ia ani de zile să înveți câte instituții are statul român.
Dom'le, cred că unele sunt necesare, da. Adică unele sunt necesare. Nu putem să mergem așa în absolut sigur. Eu nu contest. E clar că avem nevoie de administrație. Dar avem atâtea direcții și atâtea inspectorate și ai la mediu acolo, la mediu dincolo, la mediu dincolo. Deja e plină țara perfect de experți de acord. Și treaba nu merge bine. Perfect de acord, statul român este mare și domnul Ciolacu nu a spus niciun cuvânt despre reforma administrativă și bugetară, deși acestea sunt trecute în PNRR. Soluția problemelor statului român nu stă neapărat într-o taxă, ci în modul în care se organizează el pe sine însuși. Despre asta e vorba. Dar, Se angajări? Cristian, din ce am înțeles. Uite, există aici o declarație mai veche a unui om care a fost și consilier de premier, Remus Borza, îi zice, care urmărește ce se întâmplă și în aceste companii și zice, la un moment dat, domnule, companiile străine externalizează în fiecare an profituri de peste 5 miliarde de euro. Nu aș fi foarte, foarte convins de, okay, de cifra asta, spun sincer. Bun. Să știi că adică banii, deci banii mulți dintr-un buget se duc în investiții, în cercetare. Adică o companie multinațională nu e cum e un butic de cartier. Te duci și cumperi de la Angro cu 10 lei, îți pui 3 lei și vinzi cu 13. Și adică 13 să plătești taxe. E exclus ca aceste companii să se optimizeze fiscal? Poate că 10% s-ar putea, să spun așa, un 10% din acea cifră să fie într-adevăr bani care sunt externalizați. Dar marea majoritate a banilor din companiile multinaționale se reinvestesc. Statul român trebuie să accepte treaba asta, pentru că se face și cercetare. Cercetarea costă foarte mulți bani. Statul român nu e în stare să facă absolut nimic. N-a fost în stare să administreze un lanț național de stații PECO. Mă refer la Petrom. Și vine și spune, vine să predea lecții de eficientizare fiscală companiilor private, care totuși, până la urmă, ele, pe lângă faptul că plătesc taxe și impozite, dau și de lucru. Și adiacent firmelor care oferă servicii, iarăși, se creează un întreg lanț. În momentul în care faci investiții, nu știu, să zic un lanț de magazine, că se duce într-o localitate măruntă și deschide un magazin nou, ai o investiție de milioane de euro. Acolo vin oameni, vin muncitori pe șantier de construcții, vin electricieni, vin, cum îi spune... Da, eu înțeleg cum funcționează toate lucrurile. Se pune o grămadă de lucruri. Deci ce spui tu aici este că o astfel de taxare ar fi necinstită și contraproductivă. Nici nu cred că există undeva în Uniunea Europeană așa ceva. Există chiar la vecinii noștri și știi că țările mari ale, la Ungaria mă refer, și țările mari ale lumii, ele au hotărât că, domnule, pentru corporațiile alea mari de tot așa ar merge o taxare de până la 15% suplimentară, dacă ți-aduce aminte. S-au gândit, dar nimeni n-a făcut pasul ăsta, pentru că nu ar fi corect față de compania respectivă. Și referitor la Ungaria, Ungaria, ce să zic, Ungaria cumpără la preț de dumping petrol din Rusia. De asta are 6 lei litru. Lumea trebuie să înțeleagă că noi nu ne-am dat mâna cu Putin să ne vândă cu 30-40%. Asta e discuția de mâine. Pregătiți-vă că mâine o să fie cu benzina, da. Deocamdată, uite că avem, dacă ar fi să votăm astăzi, mulțumesc tare mult, Cristian, avem 1-1 la taxarea asta, suprataxarea marilor companii. E posibil? Cum să se facă? Sunt curios cu ce hotărâre vor ieși din... cum se cheamă, comitetul ăsta lor de coaliție, că asta se discută chiar acum. Și atenție, este prezentată ca soluție la problemele pe care le are România. Adică, dom'le, vreți să meargă mai bine? Așa a zis PSD-ul. Vreți să meargă un pic mai bine? Vreți să întâmple și aia, și aia, și aia? Bun, ei aplicăm pe ăștia, că suntem bogați, le aplicăm o taxă. Dan, salut, bine ai venit la România în direct. Salut! Salut dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Te ascult. Lucrurile cred că sunt mai simple decât par și nu sunt atât de complicate, cel puțin din punctul meu de vedere. Taxarea, supraimpozitarea profiturilor exportate, ca să le spunem așa, de către marile companii, indiferent că sunt ele românești sau multinaționale, mi se pare logică și benefică. Dar atâta vreme cât supraimpozitezi doar ce pleacă din România.
pentru că altfel vor exista bani care vor fi reinvestiți într-un fel sau altul în România, pentru că, cel puțin din punctul meu de vedere, până asta ne interesează. 2. Colectarea TVA. Eu, ca firmă, dacă nu plătesc TVA-ul, mă omoară ăștia de la ANAF. Restul, okay. Fac fiecare ce vor. 1. 2. Să terminăm o dată cu ștergerea datoriei. Și uite unde îi dau dreptate domnului Ciolacu. Domnul Ciolacu zice așa, nu de ștergerea datoriilor, a, nu știu cât să mai face de ștergere de datorii, dar să face altceva. Domnule, nici două luni, nu știu câte mii de miliarde șterse de la nu știu ce companie de stat. Să fac, în schimb, excepții la cutare. Și aici poate are dreptate și domnul Ciolacu când spune el are un calcul, eu nu l-am. Zice domnul Ciolacu, domnule, sunt excepții în valoare de 64 de miliarde de lei. Adică nu e o taxare unitară pe tot sistemul ăsta de companii. Asta zice dumnealui. Și aici cred că putem cădea de acord, nu? Adică, de ce nu? Până la punctul meu de vedere este perfect corect. Nu contează cine este domnul Ciolacu sau cine a spus. Contează. Stai un pic. Este perfect corect. Nu, pentru că dacă mă fac referire la Ciolacu sau la altul, sau la alt nume, orice fel de conotație politică, ieșim din zona de economie. Păi nu ne uităm și, auzi, nu ne uităm și la trecutul lor, adică nu sunt aceiași oameni care au făcut diverse lucruri de-a lungul timpului, nu putem să cântărim și așa. Dacă trăim în trecut, ca mulți alți români, cu gândul ce bine era pe vremea lui Împușcatul, nu era bine tot ajungem nicăieri niciodată. Nu la asta mă gândeam, dar unui politician trebuie să-i ții și... Da, păi mentalitatea românilor de ziua de astăzi, mă iertați. Bine, în aceeași declarație să știi că domnul Ciolacu a băgat și o minciună. Adică atunci când a prezentat programul ăsta, el a zis așa, domnule, îi taxăm pe ăștia mari și uite, ne ducem noi și îi taxăm și pe bugetarii care au salarii mari. Adică nu poți să te uiți la... Cred că e o mare minciună aici. Păi, în momentul în care nu ai o lege unitară de salarizare pentru toată lumea, iar munca va fi plătită egal și va fi impozitată egal de către toată lumea, de la femeia de serviciu sau zilier până la președinte, întotdeauna vor exista inechități. Întotdeauna. Lucrurile sunt simple. Dar nu vrem să le facem, nu eu, nu tu, nu ascultătorii, ci ei, guvernanții. Da. Îți vine să urli, sau urlăm ca un câine sau lupul la lună. Asta e realitatea în care trăim. Îți mulțumesc tare mult, Dan. Dacă punem impozit pe cifra de afacere a acestor companii, mesaj de pe Facebook de la Adrian, înseamnă o creștere de minim 10% a prețurilor. Teoretic, prin aplicarea unei cote de 0% la salariile sub salariul mediu și menținerea aceleiași cote pentru salariile peste salariul mediu, înseamnă, de fapt, scăderea impozitului de la 10% pe toată masa salariilor la impozitarea jumătate din salarii. Deci, reformulez. Jumate din salarii nu vor mai fi impozitate, spune omul. Altfel spus, reducem impozitul pe toate salariile din România la 5% și creștem prețurile cu 10%. În final, cu toții vom plăti în plus cel puțin 5% pe venit, sub altă formă, la achiziția de produse și servicii. Mulțumesc, cred că domnul Adrian Chira a semnat chestiunea asta. Domnul Ciolacu, aveți, domnule, aici calcul făcut de un om care pare că se pricepe la chestiunea asta, da? Deci, încă o dată, dacă reduceți impozitele alea mari, de fapt, o să încasați mai puțin bani și o să plătim și noi mai mult în plus. Da, asta e chestiunea de azi. Dragoș, salutare, bine ai venit la România în direct. Mulțumesc foarte mult. Taxăm. Ia să vedem, poate vă dau câteva teme de discuții și de emisiuni. Asta facem aici. Apa Nova contorizează, să zicem, 100 de metri cub de apă datorită aparatelor de contoare existente în clipa de față pe piață, în timp ce capacitatea ei de pompare e cam de 80. Mm. E un lucru pe care nu-l măsoară nimeni. Nici cei de la protecția consumatorilor, nici ministere, nici nimeni. Nu știu ce relevanță. Adică vrei să spui că te păcălește? Asta încerc eu să deduc cu din mesaj. Cu siguranță. Există apartamente care în mod frecvent consumă 150-300 de metri cub de apă rece pe lună,
în condițiile în care dacă lași să curgă 31 de zile țeava pe toate cele trei băi, bucătării ce are fiecare acolo, nu se poate să iasă pe acolo 300 de metri. Bun, dar nu vă monitorizați, adică vă contorizați, dar asta pare o discuție separată. Eu încerc să... Separată. Să... Profiturile, ca să nu pară prea mari, se externalizează prin achiziția de la anumite companii care achiziționează din anumite părți. Da, aici ți-ai ales cel mai prost exemplu, ți l-ai ales pentru ce vrei tu să susții și am să-ți explic de ce. Apa din București este singurul serviciu public privatizat și singurul care funcționează al naibii. Cu, atenție, preț la jumătate din prețul celei mai scumpe ape din țară. Deci dacă te uiți cât costă apa prin țară, o să vezi că Bucureștiul e mediu așa. Că sunt prețuri de două ori mai mari în orașe ale țării și în plus din asta, jumătate din profitul acestei companii se duc către primăria Bucureștiului. Dom'le, aici în orașul ăsta curentul electric este prost, tramvaiul este prost, autobuzul este prost, metroul trăiește doar pentru că îl plătește și orădeanul. Și apa Nova, care e semi-privatizată așa, că are participațiune de la stat, funcționează. Profiturile, repet, sunt înșelătoare. Iar impozitarea salariilor va crea dezechilibre pe alte segmente ale economiei. Trebuie gândită foarte bine. Foarte bine, pentru că sunt oameni cu salarii foarte mici care plătesc cotă de impozitare egală cu cei care au salarii medii. Nu este prea bine. Sub 20-25 de mii de 2500 de lei pe lună nu se prea poate trăi. Mai ales cu ce se întâmplă acum pe piață. Și statul trebuie să gândească un pic la impozitarea pentru segmentul ăsta. Că dacă l-acoperă pe ăsta, cel cu 4500, cu 7500 pe lună, chiar dacă nu-i convine, chiar dacă o duce mai greu, traversează mai ușor o poveste cum o trăim acum. Știi, aici nu, pare că nu crezi în această chestiune în care, pe care o exprimă domnul Ciolacu. Și anume, domnule, uite, taxăm pe ăștia bogați, că asta înseamnă. Îi taxăm pe niște companii foarte bogate, le taxăm pe ele și îi lăsăm pe cei fără dare de mână să supraviețuiesc. Ăsta e raționamentul pe care îl punem pe masă. O scurtă perioadă de timp ei vor plăti, după care vom observa că anumite lucruri, că așa găsesc întotdeauna, cum era pe vremuri la companiile de telefoane mobile, era 50 de dolari instalarea telefonului, să ți-l pornească. Datorită concurenței a dispărut acea taxă de 50 de dolari. Dar ea s-a încasat aproape 3 ani de zile. Și a dispărut, că am intrat cu toți în telefonia mobilă ca nebunii. Așa vor face ei. Vor găsi un subterfugiu să mai taxeze 3 lei de undeva. 3 lei de undeva, vor inventa un contract de consultanță, nu se va vedea în profit și apare că statul, deși teoretic va încasa mai mult, va încasa tot de la noi. Da, asta nu va putea nicio companie să-și cedeze din cota de profit fără să ia măsuri. Ei reacționează mai repede decât reacționează statul sau politic. Bine, dar cât e o cotă de... Uite, asta, vezi, ai ajuns în punctul esențial, pentru că de fapt asta trebuie să și vorbim ca societăți echilibrate. Cât e o cotă de profit corectă, domnule? O cotă de profit corectă trebuie să fie de 2-3 ori mai mare decât inflația. Dacă anual noi avem inflație 5% și o companie merge cu 15-20%, așa, este o cotă de profit foarte bună. Așa, da, la o inflație mică. La o inflație mică. Dar la o inflație de 14%, tu îmi spui acum că trebuie să stea în cotă de profit de 50%. Iată. De-aia statul trebuie să fie foarte atent la măsurile care le ia acum, să nu se răsfrângă asupra inflației din nou. Păi da. Asupra noastră, celor mulți care plătim totul. Noi plătim totul tot timpul. Zim cât ar fi cota de profit corectă acum pentru ei. Că de fapt despre asta discutăm. Că asta le transmite și statul. Ca marja anuală ar trebui să fie între 30 și 40%. Ca marja anuală 30-40%. Da, știi ce au de lumea acum? Dom'le, adică nu s-ar putea merge mai jos, un pic mai mult decât rata inflației, de ce ar fi incorect să fie la 20-25%? Pentru că pe lângă profitul propriu-zis, noi trebuie să ne gândim că oamenii ăștia investesc în România niște sume considerabile care nu există pe piață la noi. Okay. Și atunci trebuie să-și amortizeze și investiția, să merite să vină în România. Că dacă nu-i facem, nu facem atractivă fiscalitatea din România, murim, nu mai vine nimeni. Ei vin aici pentru că taxarea și salarizarea le permit să genereze profiturile pe care și le doresc.
Da, mulțumesc tare mult. Interesant mesaj de pe Facebook. Interesant că nu ne gândim să reducem din costuri. Nu ne gândim să investim ca să producem locuri de muncă și să angrenăm locuri de muncă și o economie de producție în lanț. Ne gândim de unde să mai stoarcem niște bani pentru bugetul de stat. În rest, ca și până acum, trăiască statul. Marcel, hai că nu ne-o fi sunat doar chiar domnul Ciolacu. Nu. Bună ziua. No, că l-am căutat, să știi că l-am căutat eu într-o zi și n-a vrut să... Da, de asta m-ar fi atât de vast încât nici nu știm cu ce să încep. Păi, întrebarea e simplă. Stai să repet întrebarea. Astăzi, asta e esența dezbaterii. Ești de acord cu suprataxarea marilor companii? Nu. Ok. Și vă explic și de ce. Hai să privim top 10 contribuabili la bugetul de stat și top 10 datornici la bugetul de stat. Top 10 contribuabili sunt companii străine. Cred că avem vreo companie românească, dar în general companii cu acționariat străin. Top 10 datornici sunt companii ale statului român. Pe de o parte. Pe de altă parte, nebunia asta, și vă spun pentru că lucrez în domeniu, nebunia asta cu atragerea de bani la stat funcționează peste tot în Europa. Am client din Italia, care i s-a spus că își transferă profitul în România vânzând prea ieftin comparativ cu prețul la care ar putea vinde. La firma subsidiară din România, la un control din România, li s-a spus că cumpără prea scump de la firma mamă din Italia. Orice profit care se externalizează, că se discută foarte mult de externalizarea profitului, se transformă în alt profit în altă parte. Companiile mari și serioase au acționariat de prin Europa și de prin Statele Unite. Chestia cu offshore-ul nu prea mai funcționează. Și atunci, de ce ai fi atât de tâmpit ca investitor să-ți externalizezi profitul într-o țară în care impozitul pe profit e mai mare? Adică zici că România e un mediu bun de afaceri? Din punct de vedere al taxării pe dividende, e un mediu bun. Din 5%, punct de vedere al taxării muncii, e un mediu prost. Din punct de vedere al taxării profitului, e la, cam la medie. Zilele trecute făceau o analiză la o publicație cu prețul, componența prețului pe benzină. A fost publică analiza, dată și pe la alte posturi de televiziune. Profitul celui care investește, care muncește, care dezvoltă afacerea, era de 10 bani la litru. 10 bani la litru. Acciza și TVA-ul erau 3 lei și vreo 40 de bani. Adică de vreo 32 de ori, de 10 bani și ceva, de vreo 32 de ori am calculat atunci, câștigă mai mult statul din munca mea, din faptul, din investiția mea, din tot ceea ce am făcut eu. Și atunci despre ce să mai discutăm? Mâine, statul ar trebui să se optimizeze. Marcel, mâine avem dezbatere despre benzină, o să vin aici da, cu specialiști. Da, eu discut partea fiscală. Mm-hmm. Profit de 10 bani la litru, comparativ cu venitul statului de 3,4 la litru, din accize și TVA. Spune-mi așa, văd că ești un om priceput, ai și spus că lucrezi în domeniul ăsta. Cum ai proceda, domnule, dacă ai fi statul român? Dă-i cealaltă soluție, domnule. În primul rând, mi-aș optimiza costurile. N-aș da mări de salarii la angajații statului în perioadă de criză. Aș limita veniturile angajaților la stat la maximul salariului președintelui, cu tot cum drepturi, cu bonusuri, cu ce vor ei. O persoană angajată la stat nu poate să ia mai mult decât președintele României. E absurd. E o situație absurdă în care trăim. Nu vă mai spun de pensiile speciale și alte cheltuieli aiurea. De investițiile statului, ați văzut podul care s-a dărâmat zilele trecute. Nici nu avem ce să mai discutăm. Deci partea proastă nu-i la cum se culege din zona privată a României. Partea proastă e la cum se administrează ceea ce se culege și la cum se culege din zona de stat a României. Repet, cei mai mari datornici la bugetul de stat sunt companii de stat. Da, asta e adevărat, știe toată lumea. Da. Mulțumesc pentru analiza ta lucidă.
De fapt, despre asta e vorba, oameni buni. S-ar putea ca la 10% impozit, mă rog, companiile astea să mai încaseze o gălușcă, dar ea va fi trimisă mai departe. Ori, perspectiva este ca domnul Ciolacu și guvernarea PNL-PSD să nu facă foarte mare lucru de banii ăștia, pentru că nu au, cum să cheamă, optimiza nimic. Adică nu au redus acolo unde e de redus și de mulțit oamenii acolo unde se aduce valoare adăugată, de fapt. Despre asta e vorba. Și știți ce mai este îngrijorător în toată povestea asta? Că domnul Ciolacu, sigur, a venit foarte agresiv în toată chestiunea asta, doar că PNL nu are un plan să-i pună. Eu n-am auzit de la PNL, doar care sunt soluțiile voastre, că știu că aveți nevoie de bani. PNL tot susține că va face reforma administrativă. Când? Unde? Cum? N-am văzut niciun semn. Mircea, salutare, ești la România în direct. Salut, Cătălin, și salut și ascultătorii Europa FM. Nu am cum să fiu de acord cu astfel de măsură. În primul rând, la felul în care a fost pusă problema, m-a făcut să mi se încrânceze pielea pe mine. În această țară, citez din domnul Ciolacu, aproximativ creșe să mă încrânceze bine. În această țară s-a mers foarte mult pe impozitarea muncii. Haideți să impozităm profitul, adică profitul e nemuncă. Mai mult decât atât, profitul de fapt, nu că e nemuncă, profitul de fapt înseamnă o muncă mai asiduă decât un simplu salariat care pleacă de dimineață la ora 8 se întoarce la ora 16. Nu spun că salariile s-au viat pe ușoară în România. Doamne ferește, nu la asta mă refer. Cred că se referea la diferența de la taxarea pe salariu. Știu la ce se referea, dar așa a ieșit. Pentru că, de fapt, acest partid nenorocit de piripliți din România, care de 30 de ani distruge România prin incompetență și hoție, acel Ion Iliescu, fondatorul FSN, ulterior PDSR, actual PSD, să nu uităm istoria, a îngemănat și s-a încrâncenat până la a provoca aproape războaie civile în anii 90 pentru a menține la putere și a menține posibilitatea foștilor activiști comuniști și foștilor bizmițari din Partidul Comunist din Securitate să facă în același timp și politică și afaceri. Iar acum sunt inseparabile. Practic, cei care fac legi beneficiază de acele legi prin afacere pe care le fac. Ei da, fac un ascultător mai devreme... statul român. Un ascultător mai devreme spunea să nu judeci după funcția sau apartenența lor politică, ci după problema pe care o avem în față. Problema pe care o avem în față este o dovadă crasă de incompetență. Este exact măsura pe care a luat-o guvernul Boc în timpul crizei din crize precedente. Cea mai simplă măsură. Ori tai reduci, ori tai venituri, ori mărești taxele. Este măsura incompetentului. În condițiile în care în România avem circa 30% din valoarea bugetului național, este buget negru care nu intră în bugetul de stat, pentru că se fură, e corupție. Și s-ar aduce la suprafață extrem de simplu acest buget. Prin simplă digitalizare, dar atenție, digitalizare reală, digitalizare care se însemne baze de date și formulare online care se completează prin date aduse din aceste baze de date sau care când se completează se duc direct în aceste baze de date. La noi știți cum va fi digitalizarea? Va fi un fel de folder cu șina, adică documente scanate și trimise pe mail. Înlocuim dosarul cu șina cu folder cu șina. Digitalizarea aduce la suprafața aceste fonduri, care asta ar fi prima măsură care ar trebui să o facă și abia după aceea ce spunea ascultătorul precedent, reducerea costurilor, că s-ar putea ca banii negri care ar fi aduși în economie să ajungă să se lăfie și bugetarii în salarii mari. Uite, citez ceva din domnul Ciolacu, că pe el l-ai criticat. Codul fiscal, din punctul meu de vedere, arată precum eram în evul mediu, când papa emitea anumite bule unor oameni în urma unor privilegii. Asta e realitatea. Cătălin, te întrerup, bulele cine le-a emis? Toate guvernările PSD în marea majoritate, oricum au fost guvernări PSD. Da. Uite aici, fii atent. Nu ei au creat aceste bule, dintr-o dată nu le mai convin aceste bule. Nu le mai convin, da. Ei au dat... Nu, vă spun eu ce, acum vor să creeze alte bule, că nu le mai convin acele. Situația economică este alta și vor să creeze alte facilități pentru alți potentați. Care a dat, a considerat companie mică, compania de 1 milion de euro, dacă ții minte, da? Dacă ții minte că s-a făcut așa ceva. Dar uite, zice domnul Ciolacu, tot guvernul lor a dat asta cu exceptarea la construcții, știi că au niște beneficii salariale la construcții și constată acum domnul Ciolacu că s-a abuzat de practica asta. Da, pe de altă parte să fim conștienți, este normal ca viața să-ți dea niște lecții. E posibil chiar și un partid care acum 5 ani, să zicem, a luat o decizie, descopere că sau nu să descopere, să fie pus în fața unei situații economice care să-l facă să se contrazică, să-și contrazică acea decizie. E o situație normală, dar de 30 de ani acest partid dovedește incompetență și hoție. Acest partid de PSD. Acum cu noi lor aliați
PNL, nu se întâmplă nimic în plus sau în minus. Hai să vedem și pe calcule un pic. Mulțumesc tare mult. A fost Mircea. Profit.ro zice așa, că taxa se aplică pentru 330 de companii, ar fi printre ele automobile Dacia, OMV, Lidl, Kaufland, Ford, Rompetrol, Dedeman, Carrefour. Mai mult zice Profit.ro că avem și niște exemple. De exemplu, Dacia ar plăti încă 37 de milioane de euro, Petrom încă 30 de milioane de euro și în noul context suma obținută ar putea fi semnificativ peste 5 miliarde de lei. Cred că e 1,3 miliarde de euro, a făcut cineva un calcul. Și ar zice, lumea s-ar uita, bă, dar ce sunt 30 de milioane de euro pentru OMV în momentul ăsta? Ce sunt 30 de milioane de euro pentru OMV? Dorin, salutare! Bună ziua, vă salut! Da, am ascultat emisiunea și ascult destul de interesat așa ce spune lumea și am impresia așa că sunt într-o lume paralelă. Deci ori nu înțeleg eu ce zic oamenii, ori nu înțeleg oamenii care este realitatea. Și vă spun și de ce. Sunt de 15 ani și director la o mică multinațională. Înainte de asta am fost 8 ani în Germania, am lucrat pentru o firmă, apoi am avut 4 ani firma mea. În toate țările, Germania, Austria, Franța, Anglia, Statele Unite, taxele sunt mult, mult mai mari decât în România. Și când spun mult mai mari, mă refer, de exemplu, în Germania, dacă ai o firmă, mică sau mare, este irelevant, fiindcă îi plătești toți la fel, plătești cam 70% din profitul pe care l-ai făcut, îl dai la stat. De ce ar face un neamț? Deci eu lucrez la o echipă, la o firmă germană. De ce ar duce un neamț banii de aici să-i impoziteze în Germania, unde aici plătește 21% ca să plătească 70%? Taxarea pe salariu este mai mică în România decât în Germania sau în Austria. E clar că e mare. Astea sunt taxele. Vrem să fim o societate de consum și o societate socială. Dacă este socială, trebuie să dai bani. Dar v-am întrerupt, vă rog. Nu, îți ascultam raționamentul. Ai dreptate când spui că în actualele condiții e foarte greu de transferat în altă țară precum Germania. Dar nu cred că Germania e ținta, nu? Când se mișcă banii ăștia. Nu, e clar că nu Germania este ținta, dar ca să pui o taxă pe cifra de afaceri la o mare companie, este clar că aici nu ar trebui dată în România o lege de genul ăsta. Ar trebui mers la Comisia Europeană și dată o lege pentru toată Europa. Dacă vă aduceți aminte cu scandalul din Irlanda, cu Microsoft, unde s-au propus 15%. Și dacă atunci, impozitul soluția ta care ar fi în condițiile astea? Soluția mea ar fi, în primul rând, toată lumea să plătească aceleași impozite, să nu existe niciun fel de diferență. Poate să zică 10% pe salariu, dar fiindcă de fapt nu-i 10%, ci e tot 16% cum era datorită preluării părții angajatorului, dar dacă am spus 16%, absolut toți, nu există nimeni, că e IT-ist, că este firmă de construcții, că este absolut orice, nu există nicio excepție. În plus, eu am avut un PFA în Germania inițial, și la PFA plăteau exact ca la concernul Volkswagen. Nu există 19%, nu TVA diferențiat. TVA diferențiat, da, dar pe alimente, pe cărți și așa mai departe, pe medicamente. Nu să vină să spună, ești sau nu ești plătitor de TVA. Nu, domnule, ești plătitor de TVA din prima secundă. Și atunci când toată lumea plătește la fel, gândiți-vă că dacă elimine asta de 1%, ei toți acum spun cu 1% că nu știu ce, că la început nu e adevărat. Vă spun eu ce se întâmplă, fiindcă văd în jurul meu. Cei care au 1% fac câte 10-20 de firme, ca să fie toate sub un milion, scot banii sub formă de dividende, le dă minim pe economia angajatului și diferența îi plătește la negru. Care de unde să scoată bani la negru? Dacă ar trebui să plătească 20% impozit sau 30 sau 40, n-ar mai avea de unde să scoată banii la negru. Asta e altă problemă. Angajații. Asta e o problemă nouă și la care trebuie să ne gândim. Îți mulțumesc tare mult, Dorin. Întrebarea fiind, domnule, suntem și noi cinstiți în raport cu statul ăsta? Sigur că multe dintre măsurile astea, în momentul în care sunt luate de stat, sunt cele mai simple, da? Cele mai la îndemână. Ce putem face? Domnule, taxăm marile companii. Astea sunt la îndemână, le știm exact banii pentru că îi vedem, sunt controlabile ușor, haideți să taxăm pe ei. E adevărat însă în egală măsură, așa cum spuneau ascultătorii noștri și poate cel mai important, că nu există astăzi nicio măsură care să te încurajeze să muncești. Astfel de măsuri nu a adus domnul Ciolacu pe masă.
Da, poate în unele situații, unele dintre aceste companii ar putea să plătească mai mult la bugetul de stat. Asta înseamnă un stat care să-și construiască mecanisme prin care să urmărească externalizarea unor bani. Iar învelirea acestei discuții între salariile noastre, că așa a procedat PSD, între salariile oamenilor din România și veniturile marilor companii, este pur și simplu necinstită, pentru că sunt două chestiuni absolut separate care trebuie tratate în mod diferit în acest moment. Iar dacă faci taxare suplimentară în perioada aceasta, mie că s-ar putea mulți dintre noi să sărăcim mult mai tare. Încheiem România în direct astăzi aici. Mâine vorbim despre benzină și acolo domnul Ciolacu a venit cu ideea plafonării prețului la benzină. E posibil sau nu posibil să întâmple și dacă da, cu ce consecințe? Sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici. Spor la treabă! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.